Evenimentele dedicate cărții continuă și în acest an la Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva, la fel și deja bine cunoscutele standuri de carte cu vânzare, oferind iubitorilor de literatură posibilitatea să își completeze biblioteca personală cu volume din diferite domenii. Astfel, începând cu data de 12 februarie, în cadrul secției de artă și carte franceză, o nouă editură își va prezenta oferta de carte. Pe lângă literatură de ficțiune și romane psihologice, veți putea găsi și lucrări teoretice care abordează subiecte precum psihologia academică și cea practică. Standul de carte va fi deschis timp de o lună, iar editura participantă oferă tuturor iubitorilor de carte ce vor vizita standul din incinta Bibliotecii Județene cărțile cu o reducere de preț substanțială. Pe lângă siguranța populației, una dintre principalele preocupări ale jandarmilor hunedoreni este și prevenirea fenomenului violenței juvenile. În decursul lunii ianuarie, jandarmii au desfășurat aproximativ 20 de activități informativ-educative în instituțiile de învățământ preuniversitare din județul Hunedoara. Acestea au avut drept scop informarea și educarea tinerilor în scopul adoptării unui comportament non-violent și oferirea sprijinului educațional în privința cunoașterii legislației în materie contravențională sau penală. Mai exact, în cadrul acestor întâlniri, oamenii legii oferă elevilor informații care îi pot ajuta să prevină și să combată comportamentele violente, discriminatorii și infracționale, cum și de ce ar trebui să se ferească de droguri, dar precum și informații în domeniul respectării ordinii și liniștii publice. În plus, peste 20 de jandarmi hunedoreni asigură zilnic siguranța în cele 26 de instituții de învățământ aflate în competență. Podul rutier de la Șoimuș va intra în reparații capitale începând cu data de 1 martie 2015. Potrivit reprezentanților Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, constructorii estimează că perioada de reabilitare a podului de pe drumul național 76 va dura între 60 și 90 de zile. Odată cu demararea lucrărilor, accesul mașinilor pe pod va fi restricționat, iar acest lucru va îngreuna și accesul pe autostrada Deva-Sibiu. Mai exact, șoferii autovehiculelor cu masa mai mică de 7,5 tone și autocarele vor avea acces pe pod, dar circulația se va desfășura în regim alternativ, pe o singură bandă. Accesul pe pod al mașinilor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi oprit pe pod, adică acestea nu vor putea intra de pe DN7 pe autostrada Deva-Sibiu la Șoimuș. De asemenea, șoferii camioanelor grele nu vor avea acces de pe DN7 pe autostradă prin nodul rutier de la Simeria Veche, iar cei care vin dinspre Sibiu spre Deva pe autostradă vor trebui să iasă de pe A1 la Simeria Veche pentru a-și continua drumul pe DN7, potrivit jurnaliștilor de la cotidianul Ziarul Hunedoreanului.